Noi suntem echipa surprize la tine acasă. Și avem o frumoasă surpriză pentru dumneavoastră. Da, mi-a zis, nu știam. Noi venim să vă felicităm. Să vă rămân sincer și un călduros la mulți ani. Să fiți sănătoși și, noi, și să aveți parte de tot ce vă doriți dumneavoastră. Și voi la fel. Să... Noi venim din partea cuiva drag. Cineva care astăzi s-a gândit la dumneavoastră și a vrut să vă facă ziua mai frumoasă, da, să vă bucure inima și sufletul, să vă aducă multă căldură și mult la fel inimile dumneavoastră. Acum să vă întreb eu dacă bănuiți din partea cui venit. În partea, nu știu, a fetii mele sau nu știu, da? Dumneavoastră pe cine bănuiți? Nepoțică Alina. Alina? Da. De la doamna Alina. Da. Toate că nu poate să vă fie astăzi alături. Azi măcar cu gândul și inima să fie alături de dumneavoastră. Și ne-a trimis pe noi să vă îmbucurăm puțin. Avem pentru dumneavoastră un aranjament floral, dacă ne ajutați și-l puteți ține. Și am aici două tortulețe, imediat o să vi le dau. Este pentru dumneavoastră? Da, să rămână în mine. Mai am și pentru dumneavoastră. Da, ce mama e? Da, mulți ani să trăiești. O să vină și ziua dumneavoastră, da, mea, da, da. Și acum mai am și un cadouaș. Dumneavoastră să vi-l dau. Da. Și o să avem și o melodie, iar la final o să am să vă transmit și câte un mesaj. În partea doamnei Anie. Haideți să auzim melodia și să nu vă întristați. Sărut mâna mamă, sărut mâna tată și vă mulțumesc că v-ați crescut cu lacrimi și sobăre, m-ați crescut ca tu floare. Și mai am un mesaj, da, care vine pentru dumneavoastră cu atât de multă dragoste și într-adevăr, și cu foarte, foarte mult dor de acolo, de departe. Și spune mesajul nostru în felul următor. Astăzi este despre voi doi, stâlpii mei, principali în viața mea. M-ați învățat mai multe decât credeam eu pe atunci când eram copil la voi în casă. M-ați crescut ca pe copilul vostru, nu ca pe o nepoată. M-ați crescut cu drag și tot ce ați făcut pentru mine e prea puțin scris în cuvinte. Vă mulțumesc frumos pentru tot. Vă iubesc enorm, mamă și tată. Pentru mine veți rămâne și mamă, și tată, și bunici, tot restul vieții. Vă iubesc enorm, la mulți ani sănătoși, a voastră nepoată, Alina. Și mă dură multă sănătate și ei.